În cei 5 ani când DNA a fost condusă de Laura Codruța și 68 de demnitari au fost trimiși în judecată și 37 au fost condamnați definitiv. 9 miniștri și foști miniștri, 21 de deputați, 6 senatori și un membru al Parlamentului European au primit condamnări definitive. Asta se arată în raportul de activitate al fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța și prezentat ieri la finalul mandatului. DNA susține că investigarea cauzelor de corupție la nivel înalt a fost obiectivă indiferent de funcția administrativă sau politică deținută de persoana vizată. În document mai scrie că din 2012 până în 2017, numărul de rechizitori a crescut. Astfel, în 2016, DNA a semnalat o creștere cu 72% față de anul 2012. În aceeași perioadă de timp, valoarea măsurilor asiguratorii instituite de DNA a fost de peste 2 miliarde de euro. Doar în 2016, direcția a reușit să recupereze 667 de milioane de euro. Procentul achitărilor a fost de 10%, mult sub media europeană mai scrie în raport. Documentul mai spune că raportul Uniunii Europene pe teme de anticorupție publicat în 2014, plasează DNA printre cele mai bune 5 exemple de practică în Europa.